Dacă iubiți copiii și vă pricepeți la treburile casnice, sunteți așteptați urgent în Elveția. Străinii au trimis astăzi o ofertă la Gorj cu joburi pentru care femeile se arată dispuse chiar și să-și lase acasă familia. 10 babysitter care au cel mult 29 de ani sunt așteptați să aibă grijă de odraslele elvețienilor, în schimbul unui salariu de aproximativ 700 de euro pentru 30 de ore pe săptămână, la care se adaugă și plimbările în toată țara, plătite de angajator. Străinii le oferă gorjenilor aproape 400 de joburi în această săptămână. Ultima ofertă a fost trimisă din Elveția. Mai multe familii vor să angajeze în cel mai scurt timp 10 persoane care să ajute la îngrijirea copiilor și la treburile din gospodărie. Pe tot teritoriul Elveției avem locuri de muncă pentru îngrijire copii. Este vorba de persoane care ajută familia la îngrijirea copiilor sau la treburi în timpul șederii sale cu familia. Trebuie să o cunoască fluent limba engleză sau germană. Sunt plătiți cu 700 de euro net pe 30 de ore pe săptămână. Angajatorii vor plăti transportul, dar și cazarea în Elveția. Principalele condiții pentru șomer sunt să fie punctual, să fie de încredere și să îi iubească pe cei mici. Contractul este pe un an de zile, cu posibilitatea de a prelungi până la 2 ani și este valabilă oferta până în 10 august 2015. Oferta nu le lasă indiferente pe femeile care își caută cu disperare un loc de muncă. Am un ajutor social și din ăla trăiesc. Se caută în Elveția îngrijitor de copii. V-ar încânta ideea? Poate. Dacă... Ești dispusă să aveți grijă de copiii străinilor? Poate, dacă condițiile se văd și ce este. Lăsați poate familia acasă ca să aveți grijă de copiii altora? Pentru 1.400.000 dintr-un ajutor social. Pentru doamna din imagine, agricultura a fost prima opțiune, însă este dispusă și să se ocupe de creșterea copiilor. În străinătate n-am avut bani să plec la căpșuni. Dar aș pleca oricând. Aș pleca oricând. Dacă nu că lăsați acasă copiii, familia? Asta trebuie să-i mai și lași, că le trebuie un viitor. Am copiii mari, am de 18 ani jumate, unul de 12, săraci n-au casă, stau într-o locuință socială. Și nemții au anunțat că vor face angajări, însă despre salariu se va discuta doar la interviu. În Germania se caută tâmplari, fierari, dar și manageri de vânzări.